Și atunci vedem că în tandrețea asta, în timiditatea asta lui de a răspunde, eu găsesc calități extraordinare. Duioșie, mi-a zis mie un chinez, miliardar, mi-a zis, băi, Dane, găsește-mi o româncă să mă însor cu ea. De ce? De ce nu ți-o chinezoaică? De ce nu ți-o... Nu. Dar ce-ți o româncă? Este singura care mai face cartofi prăjiți. Dom'le, este extraordinar, pentru că în gestul ăla, el simțea chinezul că a rămas un loc de dragoste feminină. Feminitatea de tip românesc, am spus eu când am făcut spectacolul ăsta, Royal Fashion, păstrați-vă nostalgia în ochi. Privirea aia româncii grigoreștiene, frumusețea care nu e obraznică, nu e de top model spălată pe creier, cretinoidă din aia care merge așa, nici nu știți dacă e cuier sau este vie, ci are o melancolie românca. Am zis că românca este ca biserica ortodoxă, nu se duce ea spre tine, ci te duci tu spre ea. Nu vedeți ce succes au româncile în general? Aici când au venit francezii de la Bertrand Coace și de pe vremea lui Napoleon, s-au îndrăgostit de românci. Pentru că o româncă este un fond sufletesc. De asta am scris despre mama. De asta am scris despre bunica. Voi, femeile, sunteți un alt spațiu de petrecere ontologic al omului. Spunea Borges că în preajma unei femei frumoase te schimbi ca în fața unei poezii. Și atunci voi sunteți responsabile să creați... femeile, de fapt, sunt expresia fizică a fizicii cuantice. Adică a unei alte realități. O informație, o realitate aberrantă, devine distrusă în cămin datorită căldurii sufletești unei femei, care poate să fie iubită, poate să fie soție, poate să fie mamă sau poate să fie bunică. O femeie este cea care schimbă. Mama avea un farmec extraordinar, de exemplu, a primit un telefon odată, a și scris în carte, domne, schimba viața în funcție de visele ei. A zis, dragă, ce faci? Auzeam în receptor, vorbea aia tare, tot doctoriță. Ce să fac, dragă? Uite pe aici prin casă. Ce, dragă, știi că astăzi este post negru. Toată ziua se postește, nu pui nimic în gură. Ce faci? Că e ora două. Dragă, ce să fac? Am înțeles. Am pus o hârtie neagră în fereastră, o hârtie albastră în fereastră și mănânc un pui. Ea era răvășitoare, domnule. Era un temperament, o iertai pentru orice. Mama credea întâi în cafea și pe urmă credea în viață. A prins-o tata cu 5 cești de cafea. Toate restaurantele zic, bă, femeie, ești nebună, mor de inimă. Eram sigur că iese scandal, că în toate mi-a ieșit că-s nefericită. Dom'le, și atunci, de ce? Deci o femeie scurcircuitează logica masculină, chiar când este aberantă, ea creează evenimente, cum să spun, care înfrumusețează viața. Mi-aduc aminte de, trebuie să vă spun, de fotograful din Sibiu. Era un babet, așa, la vreo 90 ceva de ani, care a zis, bă, nu vă las moștenire decât dacă mă văd moartă. Și au nebunit, cum să văd, mama e moartă. Uite, băi, mă băgați în cociuc, vreau să văd cum mă mormântați, vreau toți și să-mi face și fotografie. Domne, asta a propus, domne, deci că asta cu păsărica plecată de mult, nu mai știu ce, dar ea, femeia, făcea ordine, a zis, vreau să mă văd eu în coșciuc, până că și regina Angliei, mama regina Angliei își vedea fetul pe unde trece, deci femeia i-a pus pe aia să defileze de la Buckingham, mi se pare genială, domne, a făcut o dezordine în ordinea din Buckingham, stătea, își bea whisky și vedea cum trecea fetul, așa, asta și baba de la Sibiu. S-au îmbrăcat aia și i-am olipsit de a avea ca să ia averea babei. S-au îmbrăcat toți în negru, au băgat-o în coșciuc, flori pe ea, așa, și a venit fotograful. Și a venit fotograful și el nu știa. Și a zis, domnule, nu vă supărați, avem aici o chestie. Lăsați-mă că de 30 de ani fac profesie, mă lăsați să fac poze. Domnule, dar știți că e vorba de altceva. Domnule, dar mă lăsați, zice ăla, că eu îmi fac profesia. Domnul fotograf, e cazul. Domnule, nu l-au potorit, ăla a intrat, s-a băgat sub baia. Și în timp ce s-a băgat sub aparat ca să facă poza, baba s-a sculat din coșciuc și a zis, ia-mă jumate. E, ăla s-a aruncat pe fereastră fără... Mi-am dat seama, puteți transforma un spațiu. Asta este virtutea voastră. România stă în mâna voastră, a femeilor, nu a femeiului. A zis, a femeilor... A femeiului acum. Nu, nu e ce acum. Aia, ei sunt păsări de pradă. Nu, aici, în mâna voastră, cum puteți modela? Să-i modelați pe oamenii politici. Mă gândesc la soțiile oamenilor politici, să aibă puterea să le spună. Era un britanic care a zis, domne, știi de ce femeile nu au succesul bărbaților? Și nu, pentru că n-au neveste deștepte în spate. Fondul acesta de suflet și de instinct absolut pe care femeia, n-ați observat că femeile nu sunt relative în dragoste. Ele sunt absolute. Bărbații se mai codesc, mai așa, spiritul de jertfă, chiar și negativ. Îl aveți voi, femeile. Mă gândesc întotdeauna la femeia care a așteptat soțul să vină din închisoare.
Știți că datele medicale spun că 13 sau 34 de luni ține boala îndrăgostirii. Da. Dintr-un hormon. Da. E, ce hormon a avut femeia care l-a așteptat 2 ani, 5 ani, 10 ani, 15, 20 de ani? Nu se vorbește nimic de femeia martiră. Erau așa tânără ca dumneavoastră, erau tinere ca dumneavoastră și pe semne că iubitul lor era în închisoare. Știți ce a pățit soția lui Dinu Pilat? Care era o lumânare de om. Era... Și a zis, ei, cucoana, acum să te văd ce o să faci. Că avea 5 ani închisoare, i-am dat 25. Și ea s-a uitat la el și a zis, ce pot să fac decât să-l aștept? Și aici este ceva, eu am citit și am rămas cutremurat. Cum este sufletul unei femei care își așteaptă bărbatul? Știți că de asta dorul s-a născut pe acest pământ. Noi având năvălitori, că și acum avem năvălitori, bărbatul făcea primul lucru de protecție și punea femeia, nevasta, copilul în căruță, carul cu boi în pădure și el ieșea să se lupte. Și ziceam să mă întorc. Și câteodată nu s-a mai întors. Și atât îl așteaptă. S-a întors, am un rovine de făcut, am un călugăreni, am de făcut un mărășești. Trebuie să trec Prutul, să eliberez pe Basarabeni, am să mă întorc. Trebuie să ies din pușcărie, am să mă întorc. Este o singură femeie în țara asta care așteaptă bărbatul. Și atunci erosul de tip grecesc la noi e cruce. Pentru că într-o parte este amintirea lui sau a ei, pentru că e și bărbatul care se gândește la ea, dincolo e nădejdea că o să se întoarcă și pe centru este rugăciunea la Hristos. Am găsit niște povești de dragoste tulburătoare. Nici Shakespeare, nimeni de pe suprafața pământului, nici Dostoevski nu poate să găsească, cum să zic, tării sufletești și forme de iubire năucitoare cum a fost pe acest pământ. Am găsit căutând în documente, dragostea. Și voi, femeile din România, sunteți responsabile ca să învățați pe bărbați să, să aibă curajul să se reîndrăgostească. Știți că în Webster, în dicționarul Webster, da, sex pleacă de la sexus, înseamnă despărțire. Dar la greci, eros înseamnă dorire.